ales neamurile mele, trai la 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 la. Busui eu cu răpurele, trai la 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 la. Dragi mi-s neamurile mele, trai la 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 la. Mamă, tată, soră, frate, trai la 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 la. Și mai am vești nepoate, trai la 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 la. Alături de mine se află Dumitrița Tașcă, care a venit cu un dans deosebit să-l felicite pe maestrul Mihai Ciobanu. Dumitrița, bună seara! Vreau să urez Maiul Cântăresc de Muzică Populară, care este drăgit de toată lumea, multă, multă sănătate și să ne bucurăm în continuare cu cânticile lui. Din partea mea și studiului Tacea, un sincer la mulți ani. Am participat la această frumoasă emisiune pe bas muzical și m-am făcut cunoștință cu domnul Mihai Ciobanu, într-adevăr un artist al poporului. Eu îi doresc din tot sufletul sănătate, voie bună și mulți, mulți ani înainte să fie să ne bucurăm cu cânticile dumnealui. La mulți ani, domnul maestre! Dragă echipă de la Accent TV și Popas Muzical, maestre, vă urează multă, multă sănătate, bucurie, prosperitate, la mai mult și la mai mare. Să ne trăiți! La mulți ani! Anii mei ca niște flori, toți am lăsat fetelor, anii mei cu moș ca dragostea. Nu am venit doar să-l felicit, dar să-i doresc tot ce este mai bun și mai frumos și să-i doresc ca în viitor să ne bucure și pe noi și fanii muzicii populare cu multe, multe melodii frumoase, așa cum a făcut și până acum. De bună credință, când ne-am cunoscut cu Badea Mihai, am hotărât să facem o mică sărbătoare, unde alături de dumnealui să fie cei mai dragi ochi, cum a spus dumnealui, cei mai blândă inimă și cel mai curat suflet. Stimate domnul Mihai Ciobanu, în ziua dumneavoastră de naștere, pe care până și albul imaculat al acestui anotimp minunat o nobilează, am onoarea și plăcerea ca în numele Colegiului Ministerul Afacerilor Interne și al meu personal să vă adresez sincere felicitări, urări de sănătate, prosperitate și bunăstare. Ne bucurăm că pragul acestei vârste a maturității omenești și creatoare îl treceți împreună cu prietenii și că de mulți ani buni, prin tot ceea ce gândiți și realizați, dați farmec și eleganță tuturor făptuirilor. Am avut, avem și vom avea întotdeauna nevoie de susținerea unor oameni înzestrați cu înțelepciune, talentați, deschiși și plini de abnegație de cum sunteți dumneavoastră. Îmi exprim convingerea că încrederea, așteptările și respectul societății vă vor servi de călăuze în activitatea cotidiană pe care o desfășurați în lume spre binele concetățenilor, ducând faima Moldovei nu doar peste țări, ci și peste ani. Vă dorim fericire și împlinire sufletească, munca și carul să vă fie mereu binecuvântate, iar inima să vă fie întotdeauna încălzită de dragostea celor scumpi și apropiați, sufletul alentat de bucuria succesului, recunoștința și respectul spectatorilor. La mulți ani! Ministrul de Interne, Alicia Roșu! Urăm maestrul Mihai Cioban multă, multă sănătate, multe cântece frumoase, m-ar fi dorit și lângă orchestra noastră, multe șlagăre să rămână tot așa în continuare și încă 20, 30, 40, 50 de ani în scenă să fie. La mulți ani, maestre! Pentru maestrul Mihai Ciobanu îi doresc multă sănătate și ori de câte ori ieșim pe scenă mă simt foarte bine alături, mă simt încrezut și îmi doresc ca mulți ani înainte să colaborăm. Piese frumoase sunt foarte multe și avem o pagină frumoasă în istoria noastră cu fratele, pentru că am lansat două albume cu interpretul Mihai Ciobanu și cu feciorului, care mi-este un prieten foarte bun, Mihăiță Ciobanu. Și doresc mulți ani, să fii sănătos, să aibă nepoți cât îți dorește. Da. La mulți ani! La mulți ani, dragă Mihai, să fii sănătos. Ești un coleg foarte drag sufletului meu și eu sper să mai cântăm încă în multe, multe concerte alături și să ne simțim bine așa cum a fost până acum și să lăsăm aceleși impresii pe care le-am lăsat după ce plecam de la spectacole. În sufletele celor care ne ascultau, care ne aplaudau. Sănătate, dragă Mihai Ciobanu! Mihai este un mare talent și aparține nu numai mie, nu numai familiei, nu numai copiilor, nu numai nepoțelilor, dar aparține tuturor. Sunt zi de zi alături de el și înțeleg că are nevoie de mai multă protejare, de mai multă dragoste, de mai multe
înțelegere decât oricare altul. Vreau să vă mărturisesc un lucru, muncește foarte mult. Este mereu în căutare. Important că face lucruri extraordinar de frumoase care place tuturor și mă bucur lucrul ăsta. Copiii ambii și băiatul Mihai și fiica Victoria și mai ales nepoțica Alexandrina de acum sunt în domeniul artei. Înseamnă că cei ce i-am cultivat noi copiilor în familie, cei ce au văzut ei, dă roade și asta ne bucură. N-am cuvinte să spun cât de emoționat și cât de fericit sunt în astăzi pentru că mi-am văzut oamenii dragi care pe unii poate care noi am văzut ani de zile și au organizat această familie minunată, familia Gorie, care m-au discătușat și de azi înainte parcă îmi pare că o să iubesc și mai mult lumea decât am iubit-o până acum. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru gesturile care le-ați făcut pentru mine. Și Dumnezeu să vă ajute și mai departe să faceți lucruri frumoase așa pe cum știți să le faceți, pe Pas Muzical și alte emisiuni deosebite pentru lume, pentru cei care iubesc arta frumoasă.